Florin Câțu face însă declarații chiar acum. Mulțumesc. Înțeleg că acolo sunt 7 miliarde de lei în plus. Vă mulțumim, la revedere! Eu vreau să vă știu dacă există riscul de femeii, de a cădea în brațele femeii, de a apela la ajutorul femeii. Am văzut că sunt discuții cu... nu știu exact. Ideea este că ce pot să le spun românilor este clar că atât cât timp cât Partidul Național Liberal va fi la guvernare, nu va exista un acord cu femei. Am demonstrat că putem să ne finanțăm în cele mai complicate condiții. Nu vom accepta un acord cu femei, chiar dacă acesta se va face și acolo trebuie să discutăm Banca Națională, Ministerul Finanțelor, Partidul Național Liberal nu susține un acord cu femei.